Să-i mulțumesc fratelui Marcel pentru emoționanta zi pe care mi-a oferit-o într-un context economic, social și politic de amare experiență, nu numai pentru poporul român, pentru omenire în general și pentru umanitate în special. Este o zi sfântă din mai multe motive. Este o zi a amintirii a ceea ce a fost extraordinar de impresionant în istoria acestui popor. Este un punct în care poporul român a dat într-un singur om o sinteză de înțelepciune, de talent politic, dar mai ales de răsfrângere a unei matrici naționale perfecte, așa cum în Europa s-a mai întâmplat o singură dată, în secolul XVI, în Portugalia, regele Manuel a făcut o experiență exact ca regelui nostru Brâncoveanu. A adunat tot ce a fost unic, original și caracteristic poporului lusitan și a dat o splendidă sinteză care a rămas peste secole. Noi avem multe puncte comune, în primul rând de limbă, nu numai latinitatea, modul de evoluție al limbii, niște particularități fonetice care nu apar decât în română și în portugheză, probleme de gramatică care sunt similare între cele două extreme ale Europei. La fel a făcut și marele nostru domn, dar în plus, el a făcut ceva ce n-a făcut niciun rege în Europa, în istoria acestui continent. Nu numai că și-a oferit viața sa, smerenia sa, dragostea sa, respectul său domnului adevărului, dar a oferit și viața copiilor lui pentru asta, lucru care nu cred că mulți regi au putut să facă în Europa. Știu sigur că n-au făcut-o. Ziua asta ne aduce aminte nu numai de jertfa domnului Brâncoveanu, care este uriașă prin aportul sacrificiului copiilor lui. Jertfa lui incumbă și extraordinara contribuție la configurația identitară spirituală a poporului nostru. Noi suntem acolo pentru ceea ce a conceput sintetic, extraordinar de inteligent și subtil, domnul Brâncoveanu. Noi avem o cultură bazată pe valori, pentru că să nu uităm, într-adevăr, Mircea Vulcănescu spune că noi suntem o sinteză a Estului cu Vestului. Noi suntem noi, aici, în răsăritul Europei, cu o cultură holistică, probabil înclinată sau bazată pe rural, atemporală, pentru că noi n-am încercat niciodată să sfidăm timpul, relația românului a fost cu spațiul lui identitar, nu cu timpul. Noi suntem în suflet, acum, cei de aici, din sala asta, așa cum erau țăranii din vremea domnului Brâncoveanu. Simțim la fel, avem aceeași identitate, vorbim aceeași limbă și vorbim aceeași limbă pentru că ne rugăm în românește. Știți? Noi, omul, limba lui maternă este limba în care se roagă. Dacă îi smulgi din suflet rugăciunea, omul nu mai e om. El nu mai are reperul esențial al spiritualității, al sufletului lui.
Ori aici ne regăsim în perimetrul cultural pe care l-a inițiat și l-a dus la perfecțiune domnul Brâncoveanu. Aș fi vrut să spun mai multe și mă gândeam în dialogul dintre Mircea Vulcănescu, un alt erou al poporului român, și Noica, noi ne găsim tot acolo. Întrebarea este, peste 50 de ani, românii vor mai fi tot acolo? Eu am fost profesoară mulți ani și m-am bucurat extraordinar că trăiesc între tine, pentru că mi-a rămas și sufletul tânăr. Dar vreau să vă spun că așa cum sunt mutilate sufletele tinerilor astăzi, e foarte puțin probabil ca peste 50 de ani să ne reîntâlnim și să vorbim despre aceleași valori care pe noi astăzi ne zguduie, pe care tinerii e foarte puțin probabil că le vor mai avea. Și dacă le vor cunoaște, dacă le vor și respecta, pentru că e, poate că unii dintre ei care aud în casă, mai au cultură, așa cum s-a întâmplat și cu generația mea, auzeau în casă de o altă istorie, auzeau în casă vorbindu-se de adevărul, nu de partea comuniștilor, ci de partea cealaltă. Nu toți copiii aveau șansa asta. Așa se întâmplă și acum. Foarte puțin dintre copii, primesc de la părinții lor o fărâmă de adevăr. Despre adevărul cel valabil, universal pentru noi. Valorile noastre. Valori care, însumate în cultura noastră, reprezintă virtuțile. N-am să mai vorbesc mai mult, pentru că ce a spus părintele este suma a tot ce se putea spune și nu pot eu să ajung la înțelepciunea dânsului. Dar vreau să vă spun că din acest popor s-au născut niște oameni, ca fratele nostru de credință, Marcel, a cărui merit eu îl consider, dincolo de toată organizarea, de toată frumusețea momentului pe care mi l-a oferit, eu consider că a făcut un lucru excepțional. Faptul că a inițiat o școală. O școală în care copiii să învețe ceea ce e lor trebuincios pentru sufletul lor. E foarte bine să ne ocupăm de tablete, de profesori, de limbi străine. Eu însă sunt profesoară de limbi străine, dar nu este esențial, nu asta au nevoie copiii. Copiii au nevoie să știe cine sunt, mai ales acum, când li se induce cu o obstinație îngrozitoare, că nu trebuie să știe cine, că de fapt nu mai sunt. Nu mai au o identitate, nu? Un copil de 4 ani, care încă nu știe să numere bine până la 10, să hotărască dacă e fetiță sau băiat, deja a devenit un loc comun, te întâlnești cu toată lumea și vorbește de aceste lucruri care sunt aparent nebunești sau idiote. Ei nu, treaba e cu mult mai gravă. Sunt distrugătoare de suflete și sunt distrugătoare de suflete ale viitorului. Noi nu vom avea viitor dacă copiii cresc pe direcția asta. Noi peste 50 de ani nu vom mai fi români. Noi nu vom ști dacă suntem bărbați cu treburi de bărbați sau femei cu treburi de femei. Lucrul e foarte grav, nu acum. Nu e de râs, nu e de stat degeaba în casă. Vreau să vă spun că sâmbătă a fost un test îngrozitor pentru poporul bucureștean. Poporul bucureștean s-a uitat la televizor cu foarte mare atenție la meeting-ul LGBT-ului. Iar tinerii după aia s-au dus să vorbească cu tinerii gay despre experiențele lor, foarte amuzați,
foarte plăcut, impresionat și incitat de curiozitate. Nimeni nu s-a dus la meeting-ul celor care se opuneau acestor lucruri care par triviale acum. Ele nu, ele sunt îngrozitor de grave. Da? Nimeni nu s-a dus acolo. Nimeni nu s-a dus la meeting-ul în care să se ceară ca noi cei nevaccinați să putem urca în tramvai. Pentru că vedeți că sunt apeluri permanente la nivelul vicepremierilor în care se spune cei care nu vor să se vaccineze n-au voie să mai meargă cu mijloacele de transport. Ce să mai vorbim de intratul, Doamne ferește, într-un spital cu un accident și așa mai departe. Deci eu nu pot să hotărăsc ce tratamente îmi fac pentru că sunt deja hotărâte. Deci identitatea mea omenească și cu drepturi și cu libertăți este ciuntită. La lucrurile astea trebuie să ne gândim. Și important că suntem aici o mână de oameni care înțelegem lucrurile astea. Pentru că cei mai mulți resping, este întristător faptul că intelectuali care aveau ocazia până acum să fi citit și despre planul Calergii și despre protocoalele Toronto și despre protocoalele Sionului și despre nenumărate cărți care au circulat la liber, în librării, da? Puteam să știm că lucrurile astea sunt pregătite foarte minuțios și cu o masă umană pusă să lupte pentru modificare, pentru resetare, uriașă. Și am să vorbesc acum despre soțul meu, gândindu-mă acum câteva seri, ce am să spun în fața dumneavoastră, pentru că sunt pensionară și n-am mai vorbit în public de mult, m-am gândit să vă spun foarte puține despre el. Pentru că el nu vorbește. El e pictor, el se exprimă prin imagini. S-a născut de solstițiu anului 1947, o zi îngrozitor de fierbinte, într-un an care a fost o secetă extraordinară și într-un an în care populația României a suferit o resetare exact cum suferim noi azi. Vara din 47 este similară verii anului ăsta. O resetare pentru că atunci toate valorile și virtuțile poporului român, care erau absolut toate subsumate religiei, bisericii, au fost demolate. Intelectualitatea a fost demolată, dispărută. Tot ce a fost de valoare a poporului ăsta și suntem un popor mic și urgisit, dar am dat niște valori. Eu am avut ocazia să-i prezint expoziția soțului meu. Prima noastră ieșire pe vest a fost în august 90 în Elveția. Și au venit o mulțime de ziariști și eu, o ziaristă de la Neuchâtel, m-a întrebat, dar de fapt cine sunteți voi, că în afară de mine, altceva ce sunteți și Ceaușescu și Securitate? Și am spus, umblați cu avionul, vă plimbați într-o parte, într-o alta, da. E, avionul ăsta este făcut de un român. Suferiți de diabet unii dintre voi? Da. E, problemele de diabet le-a lămurit un român. Scrieți cu stilou. Este datorată faptului că un român a avut mintea atât de deșteaptă că a produs această sculă care face comunicarea posibilă la mare distanță, nu? Ei bine, nu se știu lucrurile astea. Nu se știu decât lucrurile urâte, pentru că, din păcate, noi am lăsat, fără să ne îngrijim, pe cei care ne-au denigrat și chiar ne-am bucurat, am savurat
nu? Uite, la noi e rău, uite, la noi nu merg tramvaiele, uite, la noi se întâmplă cutare. Și vedem acum că foarte mulți dintre cei din vest își doresc să fie în România. Pentru că totuși în România a fost mai puțin rău pe această așa zisă pandemie decât în Spania, care ne-a prins pe noi acolo pandemia, sau în Italia sau în alte țări. Deci lucrurile sunt extrem de alunecoase dacă nu avem suficiente grijă să le controlăm noi, să nu le controleze alții pentru noi, pentru că nu ne vor face niciodată servicii. Trebuie să înțelegem lucrurile. Și vorbind de soțul meu, vreau să vă spun că viața lui a început cu un eșec. El s-a pregătit pentru arhitectură și n-a reușit să intre și iată s-a făcut inginer și pentru că era inginer, voia totuși să țină o legătură cu talentul lui cu pictura. Și aici lucrurile au fost mai grele o bună parte din timp. Dar în 1968 a participat cu un tablou dintr-o casă țărănească, românească, la o expoziție prestigioasă din Geneva, din Elveția. Și a luat medalia de bronz. Bineînțeles, până a ajuns medalia aici, medalia a fost oprită pe undeva, așa ca o glumă, a primit și el o pijama drept recompensă pentru medalia de, pe care o primise acolo pentru meritele lui. Și poate asta a fost o deschidere sau o verificare a lui că poate și că poate să exprime ceva despre România, pentru că tabloul ăla era dintr-o casă țărănească cu imaginea unei camere dintr-o casă țărănească și probabil a fost atât de frumos și de inedit în peisajul ăsta al expoziției că i-au acordat medalia. A urmat ani în care el a pictat pentru prieteni, mă rog, pentru plăcerea lui ca un hobby, iar în 1990 am organizat prima expoziție Noi Doi cu $200 pe care i-am obținut vânzând ceasul bunicului lui, am plecat în Elveția. 53 de tablouri, icoane, tablouri de tot felul, naturi moarte, portrete, flori, peisaj, a fost ceva extraordinar. Și prefectura cantonului Berna a văzut o față a românismului. Și au rămas foarte plăcut impresionați și au văzut că România se pictează, că noi nu suntem niște babuini, au stat de vorbă cu noi, am vorbit de filozofie, am vorbit de artă, de literatură, în sfârșit, și dintr-o dată nu ne-au mai asimilat cu cei 800 de mineri care bântuiseră. Ei erau foarte impresionați de ce văzuseră imagini din vizita prietenoasă a minerilor în București. Și așa, ușor, ușor, am încercat să facem un soi de lobby pentru România. Am făcut niște, ne-am vândut toate tablourile, bijuteriile și toate valorile pe care le-am avut și am început călătorii de documentare. Și Sorin a mers să vadă toate muzeele remarcabile din Florența, din Italia în general, dar mai ales din Spania și Portugalia, care ne-au impresionat pe noi mai mult decât Italia. Și am să vă spun de ce. Odată, limba spaniolă este mult mai aproape, gramatica spaniolă este structurată absolut la fel cu gramatica română. Cine știe să conjuge un verb în românește, va fi foarte ușor să învețe conjugarea în spaniolă. Pe urmă, să nu uităm că noi ne tragem totuși dintr-un domnitor care era spaniol. Traian era născut la 12 km departe de Sevilla. Și el a venit cu o bună parte dintre soldați din Spania, nu? Portugalia, la fel, Portugalia aduce o fascinație fenomenală. Și o să spuneți, bun, dar ce contează în seara noastră de românism, Spania și Portugalia?
Și eu vă spun că prin pictura lui Sorin contează. El a pictat foarte mult din Spania și Portugalia. Și nu numai peisaje, adică peisajele lor sunt superbe, dar sunt văzute, trăite și simțite printr-un suflet de român. Sunt diferite de tablourile lui, de tablourile lor. Deci, românismul rămâne, indiferent forma prin care se exprimă, și probabil plastica este cea mai bună formă de expresie. A fost membru al Asociației de Design și a realizat grafică ani de zile. A fost membru al Cenaclului Literar al Academiei și acolo a ilustrat liric plastic o mulțime din bucățile lirice care se citeau la Academie. Erau cenacluri lunare în care el tot timpul expunea și trebuia să lucreze. Are tablouri în hoteluri, în Spania, în Elveția, în Portugalia, în Italia, în Bulgaria. Foarte multe, nu le mai știu, dar eu de când îl cunosc, de 4-7 de ani, și îl cunosc bine, stând alături de el, nu l-am văzut niciodată să realizeze din ianuarie, de când l-am cunoscut noi pe fratele Marcel, tot ce vedeți aici, tot ce este înrămat cu catifea roșie, ce a lucrat special de dragul acestui frate întru credința. Vreau să vă spun că portretele bunicilor lui Marcel au fost făcute într-o stare de emoție cum eu nu l-am văzut pe Sorin niciodată în cei 47 de ani. Și am mai făcut portrete, dar niciodată de maniera, în momentul în care a pus mâna pe medalia pe care a ridicat-o Regina Maria, plângea. Adică sunt niște trăiri, lucrurile astea nu ni le poate lua nimeni. N-are sens să spun mai mult eu. O să vedeți tablourile, o să vedeți scene care sunt tipic românești. Când o să doriți și dacă fratele Marcel ne permite, o să facem o mică expoziție, poate și cu imagini din Portugalia, Spania și așa mai departe. Dar noi suntem și vom rămâne români. Întrebarea e, putem să facem din copiii noștri români adevărați, care să nu-și uite identitatea și mai ales să nu-și uite religia. Religia este în momentul de față la intersecția unor forțe de distrugere, cum probabil că n-a fost niciodată. Și unii dintre noi știm treaba asta, pentru că scoțându-i omului religia din suflet, el își pierde umanitatea. Nu? Animalele nu se roagă. Omul simte nevoia să se roage. Și nu unui idol, să se roage unui Dumnezeu adevărat. Vom putea da mai departe această credință noastră? Asta este foarte important. Vă rog să-mi scuzați emoția. Ideea că este atâta lume aici care a avut bunăvoința să mă asculte este cel mai frumos cadou pe care l-am primit eu de când nu mai sunt profesoară la facultate. Vă mulțumesc!